No, fosse un match per cam con un punto, da lì a dar io un match pulsine riuscita, in parte la nostra. Trebbe ne ha parlato se approfittarmi della situazione in questo momento, brincare trece Università Craiova, dare a questa nuova facoltà qua c'è questa, si può dire, ambizia da ruire, ci sapeva tutto, da lì giocula. Lo amo un punto, non abbiamo perduto alcun regretto, lo rimane in mare, perché se poteva zicchio castigare, ho avuto occasione ieri, non abbiamo riscatto ce ne stia c'è, noi trebbiamo fare, non facciamo mai molto, ci hanno fatto stasera. Ce-a lipsit echipei dumneavoastră spre deosebire de meciul care a avut loc în Cupa României unde ați învins? No, beh, non, a lipsit, cred io che, din punto di vedere, ripeto, ne am mulțumit cu puțin, adică aceste două vittorie, cu Craiova în Cupa României și cu Dinamo, probabil ne-a făcut să ne gândim că, intrând pe teren așa, fără mare ambizia, dorința, se putea castiga aceste meci. D'incontro non s'è întâmplat așa și se putea și pierde la sfârșitul meciului. Și atunci nu n-a reușit aceste meci. Vedem, trebuie să reglăm multe lucruri, pentru că oricum sunt acolo de 3-4 settimane, settimane și această pauză vine, pentru noi e bine, pentru că putem regla ceva, è normale. Dar e attitudine, di casa è forte importante, să avem mai multă attitudine, mai multă dorință de a castiga. Lucasen este pe un trend ascendent. Da, beh, Lucas, mi bucur că a dat gol. El è un attaccante per una și cu ceilalți che avem in lotte, Ciunciu, come si ceilalți, dar sono attaccanti buoni. Mi bucur pentru Kevin, dar poate face și el mai mult pe teren. Ripeto, întreaga echipa s-a mulțumit cu Pusine în acest match. Urmează o pauză generată de meciurile echipei naționale și aș vrea să vă întreb despre prima reprezentativă, ca un cunoscător al fotbalului național. Credeți că vor reuși tricolorii să obțină calificarea? Io credo che da, non spuno per Val, dar echipa ha capitato in credere in ciò che fa, Radoi credo che ha adus echipa che dacă castiga aceste două meciuri, eu zic că cu Islanda poate castiga și după la fel, cu Liechtenstein poate face aceste baraje, după depinde ce echipa internește, dar sunt sigur che poate castiga ambele meciuri echipa lui Radoi, pentru che s-a văzut o schimbare în generale și se vede multe aspecte îmbunătățite de când a luat echipa la început. Hanno trecut 2 anni in urmă când a luat echipa Radoi. S-a îmbunătățit multe lucruri și așa e bine, au încredere și cred eu că vor castiga cu Islanda. Mulțumim frumos! Mersi, mersi. Oh, grazie, mersi, la vedere.